raportul de specialitate și în proiectul de hotărâre se folosește cuvântul eficientizarea activității direcțiilor din Consiliul Județean și realizarea atribuțiilor celor din. Cuvântul eficient are mai multe definiții. Eficient ar fi cel care își face efectul sau cel folositor. Eu am o definiție personală și care spune că eficace este cel care își face treaba, iar eficient este cel care își face treaba cu minim de resurse. Codul administrativ vă permite înființarea unui număr de consilieri la cabinetul de ministru, dar nu vă obligă. Referatul conține câteva propuneri de modificare a denumirilor compartimente, de trecere a unor dintre compartimente în subordinea altor direcții, dar în esență se referă strict la înființarea a trei posturi contractuale la cabinetele demnitarilor. Restul sunt redistribuiri într-un compartiment în altul sau de la o direcție la alta. Practic, prin această modificare pe care o propuneți, noi personal nu vedem niciun fel de beneficii nici pentru județ, nici pentru locuitorii săi și nici pentru bugetul secțiunii de funcționare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule! La condițiile actuale. Prevederile codului administrativ obligă autoritățile locale prin intermediul articolului 546 la o anumită structură a cabinetelor și cancelariilor demnitarilor. La litera J și K ale acestui articol se precizează fără echivoc faptul că în oglindă cu structura cabinetului prefectului se organizează și cancelarea președintelui Consiliului Județean. Noi acum nu facem decât să punem în corelație organigrama Consiliului Județean cu prevederile codului administrativ, lucru care trebuia făcut încă de la intrarea acestei norme în vigoare. Introducerea acestor posturi în organigramă nu este similară și cu ocuparea lor. Doamnelor și domnilor consilieri județeni liberali, în guvernele pe care le susțineți, au pus în aplicare prevederile codului administrativ și au numit doi suprefecți. Nu v-am văzut protestând, dar din contră, ați susținut că așa trebuie să se întâmple, pentru că așa prevede codul administrativ. Când la prefecturi s-a înființat, atenție, prin ordonanță de urgență, postul de secretar general, nu ați considerat și nu ați comentat deloc. De asemenea, când la cancelarea instituției prefectului Botoșan s-a înființat postul de secretar al cancelarei prefectului, de asemenea, nu ați protestat. Ce să înțelegem? Aveți poate o dublă măsură și că legea trebuie aplicată doar atunci când vă convine dumneavoastră. Repet, mai punem în aplicare doar prevederile codului administrativ. Dacă nu mai sunt alte intervenții... Vă obligă legea. Din câte știu eu, legea vă permite, nu vă obligă. Și nu cred că vorbim din meri, noi vorbim din meri și dumneavoastră ne explicați din creierii. Dumneavoastră ne spuneți că 10 consilieri aveți nevoie, 3 demnitari, președinte și 2 vicepreședinți. Și aveți nevoie de 10 consilieri, 6, respectiv 2 și 2, pentru a eficientiza, cum spuneți dumneavoastră, activitatea Consiliului Județean. Îmi pare rău, dar nu cred că asta înseamnă eficiență, 3 persoane să aibă 10 consilieri. Asta cu prefectura, cu treaba ei, noi suntem la Consiliul Județean și așa discutăm. Am înțeles, tratați lucrurile cu o dublă măsură. Mulțumesc frumos, domnule consilier județean.